Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Vineri 13, videoclipul cu care vă... Pardon, am băgat mine sarmale ca spartul. Videoclipul cu care vă distrug eu weekendul, așa, în forță, începând de vineri. Hai să vedem ce mi-ați scris pe Facebook, la statusurile tâmpite pe care le pun eu pe pagină, pe profil și pe grup. Aveți link-urile în descriere. Prima sugestie, propunere, peștec îl copiez pe Codrin, despre Vinerea Neagră. Da, bă, e Black Friday astăzi. Apropo, mi-am comandat un telefon nou, am să-i fac un unboxing când o să-mi vină. Nu știu când o să-mi vină, dar abia acum vreo 3 ore i-am dat comandă și... Am să fac un unboxing, cum am spus, și sper să nu iasă la fel de căcăcios precum ăla ce l-am făcut la placa video. Ce am primit-o astăvară. Ce mi-am cumpărat-o astăvară, de fapt. Ce te trage înapoi din a face ce ai vrea tu să faci? Gravitația. Vorbește despre experiența ta la examenul de capacitate și în primul an de liceu. Păi, asta e că văd că i-a răspunsul nu. Ăsta nu merge la liceu, doar se urcă în autobuz și stă 6 ore până se întoarcă acasă ca să nu-l bată bunica sa. Bă, mersi frate, tu acum m-ai dat de gol și o să-mi iau cum o să vadă ai mei clipul acesta, o să mă bată aia bătrână cu făcălețul și cu tica. Da, și după mai multe sugestii pe aici am găsit un comentariu foarte bun și foarte potrivit pentru acest moment. Vorbește despre YouTube-ul românesc, please. Așa că astăzi am să vă vorbesc despre YouTube. Apropo, înainte să încep să vorbesc despre YouTube, vreau să vă spun alte 3 întâmplări. Prima ar fi așa. Era la școală și nu știu cum vorbeam de gadget și astea. Și zic eu că pe una am cunoscut-o pe WhatsApp, pe un grup de WhatsApp. Mă rog, mai multe am cunoscut pe grupuri de WhatsApp. Alt coleg face, eu pe Omegle. Nu știu cum așa, la care se trezește al treilea coleg, suntem noi 3 colegi, zici că suntem The Shield sau Edge Eddy. E bine că eu sunt dublu dec, eu stau mai mereu cu fes în cap și am părul mai lung. Unul mai gras și la Eddy și alaltul e Ed, că e mare și tântălău, mă rog. Și zice ăla, ce, voi sunteți copii? Eu pe Metin 2 mi-am cunoscut primele gagici, încă mai am Facebook-ul lor și vorbesc cu ele. Nu știu, mi s-a părut foarte faină faza. Altă chestie este așa, a ajuns celebru printre... zona aceasta geografică, deci, nu gen la mine în sat, în liceu, cam în toată zona, deci satele astea pe aici, orașul unde mă duc eu la liceu, a ajuns un clip popular. Cineva, o fată, o domnișoară, mai mică ca mine, tot așa de liceu, nu spun vârsta, să nu... că n-are rost, nu o cunosc personal, n-are rost să vorbesc de ea, a trimis un clip în care a luat o telecomandă și și-a scărpinat gogoașa cu ea. Da, deci și-a scărpinat gogoașa cu telecomandă și a ajuns celebră faza asta. Toți și-au trimis pe WhatsApp, pe Facebook, pe toate cele clipuri. Ok, treaba lor. Asta s-a întâmplat luni sau marți. Tot așa marți, când cobor în autobuz, venea un tip de vreo 20 ceva de ani, mai negru ca mine, deci ați înțeles ideea ce e, nu vreau să fac clip rasist, că o să fie demonetizat videoclipul. Îmi face semn așa, el mergea încet. Fix atunci a trecut autobuzul, am coborât eu, merge încet și îmi face semn așa. Mă opresc, vine lângă mine, trage geamul jos, mă salută, îl salut și eu și mă întreabă. Mă scuzi, cunoști, a coborât în autobuz o fată X, nu stau să-i zic acum numele. Mă scuzi frate, nu cunoști o fată. Sigur, una cu părul mai până pe aici, castaniu blond, nu știu cum, negru, nu știu cum a zis el acolo. Și am spus din nou, bă, mă scuz, nu cunosc niciuna, îmi pare rău. Chiar dacă cunoșteam, mă spuneam, pe bune. Nici o problemă, salut, salut, pleacă. 2 zile mai târziu, adică joi, adică ieri, mă întreabă un coleg același lucru. Bă, Ovidiule, ce? Vino încoa. Zi, mă, vino mă încoa. Vine acolo și îmi zice, auzi, o cunoști tu pe o fată X? Eu ceva de genul. Nu, dar m-a mai întrebat cineva ceva de ea, acum vreo 2 zile. La care îmi spune, păi e din sat de la tine. Ok, și ea aia care a făcut faza cu telecomanda. Pe moment a aruncat ceva gen, ce dracu, bă, fix de la mine din sat trebuie să fie una care își bagă telecomanda între picioare și o știe tot satul. Toată valea, toată zona asta pe aici. Da, și acum a ajuns celebră la mine în zonă o fată care își bagă telecomanda între picioare și scarpină gogoașa și efectiv, deci o căuta un meltean de vreo 20 ceva de ani. Vă dați seama cât de popular a ajuns asta. Și efectiv, între toți colegii din liceu mai vorbesc despre asta. Mi-a spus și careva pe WhatsApp. Deci e populară faza asta. S-a viralizat în zona aceasta. Dacă e, na, la noi numai pornografia merge pe aici. Bine, nu prea mă mira, adică gen la mine e unul care a intrat la pușcărie că a vrut să-și înjunghe nevasta și când se viola o babă, el era primul suspect, dar mă rog.
În fine, lăsând deoparte faza asta, stai, deci două faze, am mai rămas una de zis. Am primit astăzi la școală primul fan art, l-am primit personal. Am mai pus eu o fază pe Facebook mai demult că au scris niște fetițe numele meu, sau nu știu ce e acolo, pe foaie și am pus și eu pe pagină. E, acum și am primit primul fan art pe bune. Mă rog, se vede oglindită imaginea de a înțelegeți ideea, mi l-a făcut un coleg special. Îs eu, dar varianta peste vreo 10 ani probabil, când o să-mi crească barbă calmea și o să-mi pleată din nou. Eu acum și l-am prins în coadă, nu știu dacă se vede. Băi, frumos desenul, n-am ce zice. Mi l-a făcut un coleg și tot așa un coleg mi-a mai făcut vreo două poezii, încercat să mi le fac acolo, dar nu prea a ieșit, a zis că mi le dă pe WhatsApp și nici acum nu mi le-a trimis și e vreo 6:30, 7 fără un sfert ceasul. Dar sunt faine. Apropo de poezii, trebuie să fac și o poezie a Counter-Strike, că începusem puțin din ea și am pierdut-o. Eu aveam telefon și am resetat telefonul și mai aveam o poezie ce a făcut-o lui Codrin ca și propunere pentru Sâmbăta cu Satana. Asta o să vă zic în alt timp. Mă rog, lăsând deoparte simțurile artistice și desenul ăsta fain, nu știu, da, apare ca în căcățuț, dar mie unul chiar îmi place. Desenul ăsta e foarte fain, făcut din creier frumos. Da. Astăzi am să vorbesc, cum am spus, cum mi-a sugerat, cum te cheamă, domnule? Lucian Cibotaru, Cibotaru, mă rog, o să vorbesc despre YouTube, dar nu să vorbesc gen YouTuber de căcat, YouTuber de pișat și toate cele, nu. Am să zic YouTube-ul ca platformă. Este ca și cum ai mânca un snack, un chips, orice porcărie, fripsi, ce se mai scoate mâncare la pungă în ziua de astăzi și nu știi ce conține. Adică ar putea efectiv să conțină... Îmi sună telefon. Bun, mi-a sunat telefonul, m-a sunat un prieten, nu zicea deloc, habar n-am, am scos telefonul de pe vibrat să nu mai aud. Așa, am să discut despre YouTube și unde am rămas, dar gen se scoate o nouă chestie, dulciuri, mâncare la pungă, cum îmi mai zic eu, și nu știu ce conține, ar putea conține oase de animal mort cu căcat pe ele, dar ție nu-ți pasă doar pentru că are gust bun. E bine, așa și acum am să vorbesc despre YouTube, ca platformă, cum funcționează și toate cele. Deja mă doare în gât că e dubla a doua pe care o trag și am vorbit vreo jumătate de oră înainte. Când m-am întins eu prea mult și am zis, bag picioarele, șterg tot. Hai că văd că luminează acum ecranul, dar nu, nici nu mai răspund. Bun. Cum funcționează în general YouTube-ul? YouTube-ul funcționează cam așa. După cum știți, ca să-ți faci cont de YouTube, îți trebuie cont de Google, apoi intri pe YouTube și dai pe Singin, așa cum spunea un înțelept, o înțeleaptă cândva Singin și nu Singin, așa. Îi place să cânte, ce să mai. Îți faci cont acolo și intri. Acum, ca să faci bani, trebuie să faci cea. Întâi trebuie să faci nu știu ce chestie, am uitat cum se cheamă termenul, de trebuie să le treci, să treci acolo numărul tău de telefon, îți trimit ăștia un mesaj, tu dai codul ăla și poți să pui thumbnail-uri și clipuri mai lungi de nu știu cât. Asta e o chestie pe care o poate o face oricine. Apoi, ca să faci bani, trebuie să-ți faci un cont de AdSense. Ce este AdSense-ul? Bună întrebare! E un serviciu de la Google pentru monetizări, adică gen, pentru YouTube reclamele ca să vină bani la cel ce postează videoclipurile, pentru cei ce au site-uri sau bloguri și apar în stânga, în dreapta, reclame la pariuri, la BMAX sau la filme porno, așa cu toate. Apropo, hai că să vă arăt și o fază de acolo. Ca să-ți faci cont pe AdSense, tot așa, îți introduci date, vârstă, nu știu ce, bla 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 pe acolo, adresă, nu trebuie CNP sau poză cu tine. Și apoi, deci atât de serios sunt tipii ăștia la Google, încât îți dau un cod PIN pe care să-l introduci pe Google, dar nu ți-l dau ei prin e-mail sau prin SMS, ți-l dau prin poștă. Și încă am scrisoarea aia pierdut. Se vede că dau bag la română, scrisoarea pierdută. Scrisoarea primită de la Google AdSense. Vedeți și ștampile de la Google și tot e prima scrisoare de când sunt cu YouTube și o păstrez, nu s-o arunc pe asta. Și da, e aici o scrisoare, are aici și a instrucțiunile cu cum, unde trebuie să bagi codul ăla și aici codul ce era. Nu mai e valabil, deci degeaba încercați să-l băgați nu știu ce pinul acesta. În fine, deci da, este și pe numele meu aici adresă, nu stau să apropii mai mult de cameră, că o să mă căutați și o să dați cu pietre la geam probabil. Unde mi-a scris unul niște mesaje de hate așa pe o stație de autobuz. Dacă nu uit, vă fac eu o poză. Așa. Și da, cu AdSense-ul pentru a face bani. Cam cum e faza cu monetizările pe YouTube acum. Ei bine, știți reclamele din videoclipuri. Apar înaintea videoclipurilor, apar undeva prin partea aia, apar dacă sunteți de pe calculator și nu vă uitați în full screen, apare jos la dreapta
la bara aia cum derulează clipul, apare o chestie dreptunghiulară acolo și dați pe X. La mine am văzut că apar chestii cu skin-uri de CSGO când mă uit la clipuri. Acum nu știu ce o apărea la voi. Ei bine, chestiile alea se monetizează cu niște condiții, dar o să ajung și la alea. Și e faza cam așa. O afișare din aia de reclamă înseamnă 0,0 nu știu câți cenți. Deci se strâng mai multe vizualizări, se face centul, se strâng 10 de vizualizări, 10 de cenți și toate cele. Ca idee, cred că vreo 23... nu. 100 de dalea, 1 cent. Sau 1000 de dalea, 10 cenți sau 5 cenți. Dar 1000, nu știu, ceva de genul. Acum, care e faza ca să-ți vină și banii? În primul rând îți trebuie așa. Contul de AdSense acolo, metoda de plată, de aia altceva. Trebuie să nu primești copyright. Ce este copyright-ul? E gen, iei o melodie de la... nu știu, luați, ziceți orice cânteți vrei voi, de la Shakira. Iei o melodie de la Shakira și s-o pui tu pe fundal. Gen cum fac eu acum clipul acesta, pun pe fundal o melodie, nu stau să bag acum ceva editat că sunt puturos. Și dacă ține mai mult de 10 secunde melodia aia, sau de mai mult de 10 secunde, YouTube-ul o scanează și îți dă copyright. Și se pot întâmpla mai multe chestii, mai multe tipuri de copyright. Eu le zic copyright pe grad de căcățeală, cât mai de căcat, cele mai handicapate, mă rog. Primul copyright este așa. Se împarte venitul la tine și la furnizorul de la care lua copyright. Odată am primit asta, nu furnizor, ăla care dă reclamații, așa, reclamantul, bun. Care este faza? Deci este cam așa. Eu nu știți că am pus clipul ăla cu 10 minute, o melodie cu poți să-mi spui că-s fraier. Am luat-o de pe net, am lungit-o și am pus-o doar. Copyright-ul ăla este așa. O parte îmi vine mie, o parte la ăla care ți-a dat copyright, restricție. Dar chestia e că melodia aia a fost făcută mai mult și se împarte și de-aia. Probabil că da, dacă era făcută de unul singur, doar l-a luat toți banii, așa nu știi ce, se împarte la mai mult și îți mai dă și ție puțin să nu fii pielea pulii. Mă rog. Al doilea tip de copyright e cel că nu faci rău bani. Deci poți să apară reclame în continuare, nu o să primești bani. Ok, m-am obișnuit cu faza asta. Al treilea tip e cam nasol. Restricție pe dispozitive. Deci și asta înseamnă numai telefoane și tablete. Nici de pe telefon sau tabletă, adică în formatul aplicației de YouTube pentru Android, iOS, toate cele, sau te uiți de pe m.youtube și nu www.youtube. Nu mai merge văzut de pe m. Da, eu șmechere, poți să iei din browser și să dai pe versiunea desktop și gata, poți să vezi clipul de pe telefon. E cam nasoală faza asta, că mulți folosiți dispozitive de-astea mobile. Și cel mai nasol copyright e ăla când se blochează pe vreo 200 și ceva de țări sau la nivel global. Asta e cam nasol. Și pe ce poți să-ți iei copyright? Îți iei așa, cum am spus, pe muzică sau pe video. Adică gen, pun pe fundal un thriller de la un film și pe ăla iau copyright. E cam nasol, știu. Apropo, am uitat să zic, ca să mai faci bani trebuie să-ți faci un parteneriat, că sunt mai multe companii. Full screen, nu, mai știu eu cu full screen, că și cu ăștia mi s-a recomandat să fac. Deci gen, când e să adaugi ceva monetizare, te dă pe pintri pe site-ul lor, te conectezi cu YouTube-ul și gata. Și nu știu, se împarte jumătate, habar n-am cu mine, 60, 40, nu știu, habar n-am. Important e că îmi vin și mie câțiva cenți. Mă rog, pe care o să-i pot scoate la... Apropo, eu la YouTube am acolo un euro, nu vă spun că am, că nu știu dacă am voie să spun, nu știu ce, nu m-am uitat la contracte, acolo mă doare în cur, decât să risc, mă rog. Și e faza așa, ca să îi poți scoate la YouTube, defin de ce monedă ai, eu am monedă euro, mi-am setat și trebuie să scot la mini 70. Că noi facem 70 mai astăzi, fie clar. Mă rog, da, și cam asta e faza cu banii din YouTube și cu monetizările. Și, și altă chestie, când mai auziți voi pe ăștia să zică să dezactivați adblock-ul, pe ei nu zic la mișto. Dacă vrei că YouTube-ul tău să facă bani, dezactivează-ți adblock-ul numai la el atunci. Dacă vrei să fii ipocrit level maxim, când te uiți la el, înainte să intri pe clipul, dezactivezi adblock-ul și te uiți la clipul lui și apoi îl reactivezi, na. Căci, na, poate unii chiar se bazează pe faptul că lună de lună scot și ei câțiva dolari și poți să-și ia și ei, nu știu, un tricou șmecher pe care să-l poarte în videoclip, o cameră web, un microfon, eu n-am ce să fac. Să mă gândesc, că dracu 70 de euro, asta ar însemna cu vreo 3 milioane și ceva. A, pe modul la curve cu banii aia, asta să fie clar, fac un sextape și pun pe net, mă, pun pe Pornhub și mai scot toată banii aia. Mă rog, așa, deci cam asta e faza cu banii și cu toate cele din videoclipuri. Și încă o fază cu like-urile, de mai stunii cu like-uri și astea. Faza e că like-ul ajută la rating, de exemplu, clipul tău dacă are mai multe like-uri, automat o să fie mai ușor de găsit, o să apară în trend,
La, în trending o să apară în dreapta acolo sau stânga, nu știu, dar seama că imagine oglindită acuși când mă văd în ăsta, înțelegeți ideea. Și cam asta e faza și cu monetizarea și toate cele. Da, deci cam așa funcționează YouTube în caz că sunteți curioși. Și încă o fază, încă ceva ce să mai povestesc, ce părerea mea despre cum fac unii videoclipuri acum. Ei bine, acum vreo 2, 3, 4 ani, când cineva făcea, când lumea făcea videoclipuri, nu erau, să zicem așa, băgate pe clickbait, adică titluri din astea cu majuscule, thumbnail-uri cu emoji-uri, cu săgeți, cu cerculețe, cu toate cele, cu o grămadă de chestii ca să iasă acolo în evidență numai. Bă, ce pitic para, e să mă ridic mai mult, așa, eu m-am pus cu picioarele pe scaun, că de ce nu? Și acum stau cu mâinile pe genunchi. Da, nu erau chiar așa, adică gen dacă făcea, de exemplu, Codrin sâmbătă, bine, el și acum se ține așa, mai simplu le face acum. De exemplu, Codrin când făcea sâmbătă cu sa... Aoleu, vin sarmalele înapoi. Codrin când făcea sâmbătă cu Satana, la o poză își punea moaca lui și cam atât, dar era mișto. Gamerii luau un joc, luau poza, puneau numărul episodului Diez sau hashtag 33 sau episodul cât era și puneau aia în thumbnail și ziceau Outlast episodul 3 și încă ceva acolo, așa făceam și eu. Că na, erau și al public atunci. Acum, ca să faci vizualizare, trebuie să pui un titlu tâmpit, de exemplu, cum am mai făcut eu astăvară de-am băgat un clip de Call of Duty Metanica Grefruit. Am strâns 1000 de vizualizări, de-aia mi-am luat... Da, bă, nu m-am zis de demonetizare, vă zic și de aia la urmă. Da, și cam asta e faza. Acum, ca să faci vizionare, e chestia că s-a învățat și lumea. Și chestia că n-am fiind copii mulți, văd titlul atractiv, hai să dau click pe el acolo, mai ales când văd ceva legat de virginitate, țâțe și toate cele. Apropo, n-am de gând să le menționez momentan, nici în clipul ăsta n-am de gând. Eu vorbesc despre YouTube și o să vorbesc despre creatori de conținut, nu despre curve care vor să atragă fani. Și n-am de... Deci de asta n-am să... M-am bâlbuit. De asta n-o să am de gând să le menționez târfelor la numele. Acum, într-adevăr, târfă, curvă, cățea, sale, femeile care fac sex pe bani, curvele. Dar, na, noi ne-am, românii ne-am învățat să zicem curvă din orice. Da, eu n-o să zic curvă, o să zic panarame, pițipoance, fufe, ciufute, mă rog, înțelegeți de-aia. Deci, practic, niște pițipoance, na. Hai să zicem pițipoancele YouTube-ului, nu le zicem așa. Care ați văzut ce fac alea. Ce e clipul și astea ca să atragă vizualizări. Și culmea, lor nu se închide contul, dar lui Codrin și lui Cringe Alert știu să le închidă conturile, că de ce nu? Asta e logică YouTube-ului, nu se face. Bun. Și altă chestie ce am uitat să mai zic eu la monetizări și la bani, că mai mult despre banii din YouTube vorbesc, monetizarea și demonetizarea. Știți că a fost un scandal, că PewDiePie a folosit site-ul Fiverr, a zis ceva gen moarte tuturor evreilor și a afișat unii chestii aia. Nu știu ce ziar, s-a dus la cei care fac reclame, la Coca-Cola și-au retras ea reclamele, între timp și totul a revenit la normal, apar din nou reclame. Dar chestia că gen ca să primești și bani, sau ca să apară reclama mai degrabă, la videoclip, și ca să-ți faci banul după reclamă, trebuie să ai niște condiții, să nu încurajezi violență, sexualitate, nuditate, consum de droguri, de alcool și toate cele. Și nici limbaj vulgar, ceea ce, hai că la noi, la români, mai merge, că dacă nu ești YouTuber cu 100.000, 200.000 de vizualizări și poți și îți bași cât vrei, dar nici mai necunoscut și chiar și în țara ta, ești ok. No, nu se strofoacă ăștia de tu, nici nu te găsesc. Dar Codrin o cam pățea, adică știu că a arătat un clip faza asta cu un an, parcă. Și cam asta e faza cu monetizarea, demonetizarea, nu știu ce. V-am zis faza, părerea mea despre... faza cu clickbait-ul ce a ajuns în ultimul timp de vreun an și ceva. Deci da, cred că ăsta este tot clipul pe astăzi. Deja mă doare în gâla cât am vorbit. Mă duc să beau niște apă că mi s-a uscat gâtul de tot. Mă rog, eu am să vă las aici. Mâine îmi trece strike-ul. M-am uitat să vă zic și de strike. Bine că mi-am adus aminte. Strike-ul. Ce este strike-ul? E exact ce am primit eu de n-am mai putut face live-uri 3 luni. Mă jucam ce se surs sau am zis asta. E chestia că eu am mai tras odată clipul, am mai filmat toate și nu mai știu ce am zis și astea. Mai bine îmi scriam pe not pe de aici, dar văd că nu. În caz că n-am zis, vă zic din nou. Am făcut un live prin vară în care... M-am simt că rămân fără voce. Un live prin vară
în care mă jucam CS-uri și a avut un spray cu niște amazonce. Ce, dacă nu știți ce sunt amazoncele, sunt niște femei din... femeile amazone și amazoni, mă rog, niște femei din triburi sălbatice din zona Amazonului, Brazilia, Peru, America de Sud, ați înțeles, jungla amazoniană, mă rog. Și era o poză cu Dalea, se vedea un fundal în depărtare la vreo 50-60 de metri, erau dezbrăcate că de unde dracu haine acolo și da, se vedeau țâțele și pentru câteva secunde direct strike, 3 luni fără live-uri. Chestia e că dacă ai 3 strike-uri simultane te-ai dus dracu, e bine că mi expiră mâine și mâine facem live ori cu WWE, ori cu CSGO, ori cu Outlast, GTA, văd eu cu ce o să fac live mâine. O să fie fain, da. Și dacă ai 3 strike-uri te-ai dus dracu, acum nu știu pe ce mai primești strike, cred că gen dacă încarci direct pornografie sau nu știu. Mă rog, hai că okay, aici mă duc să-mi iau o bere că eu efectiv nu mai pot. Sper că v-a plăcut și clipul ăsta, uniforma mea de pușcăriaș, coada mea de samurai de aici, toate cele. Eu am cam încheiat, ne vom auzi mâine pe live, nu știu, pe la 7, pe la 8, undeva mai pe seară îl fac. Și da, eu am să vă las aici, ne vom auzi data viitoare. Nu știu ce am vrut să fac și am dat acuși peste căști. Hai, eu v-am salutat. Ciao, les.